Fratele Adi Zaharia și sora Monica Stanciu. Duminică de dimineață avem serviciu de rugăciune de binecuvântare pentru copii și seara serviciu divin. Suntem bucuroși că Dumnezeu ne-a dat harul să ne putem organiza și să avem întâlniri repetate, să ne instruim în cuvântul Domnului pe care să-L cunoaștem și pe care prin Duhul Sfânt să-L împlinim, să ne pregătim viața și familiile și tot poporul acesta care se strânge aici și alții în alte părți, să știm că Domnul este aproape și cine se sfințește va trăi cu Domnul în eternitate. Aceasta este motivația pentru care noi ne pocăim și ne apropiem de Domnul. În această seară aș vrea să citim cuvântul Domnului din nou și de data aceasta vom citi din 1 Împărați, capitolul 16, de la versetul 6 până la versetul 14. Din respect pentru Domnul, să ne ridicăm în picioare. 1 Împărați, capitolul 16, versetul 6. Baeșa a dormit cu părinții săi și a fost îngropat la Tirța și în locul lui a domnit fiul său Ela. Cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pe de o parte pentru tot răul pe care îl făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-l prin lucrarea mâinilor lui și ajungând ca și casa lui Ieroboam, iar pe de cealaltă parte pentru că lovise casa lui Ieroboam. În al 26-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ela, fiul lui Baeșa. El a domnit peste Israel la Tirța, a domnit 2 ani. Slujitorul său Zimri, care era mai mare peste jumătate din carele lui, a uneltit împotriva lui. Ela era la Tirța, chefuind și îmbătându-se în casa lui Arța, căpetenia casei împăratului la Tirța. Zimri a intrat, l-a lovit și l-a ucis în al 27-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui. Când s-a făcut împărat și a șezut pe scaunul lui de domnie, a omorât toată casa lui Baeșa, n-a lăsat să scape nimeni din ai lui, nici rudă, nici prieten. Zimri a nimicit toată casa lui Baeșa după cuvântul pe care îl spusese Domnul împotriva lui Baeșa prin prorocul Iehu, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșise Baeșa și fiul său Ela și în care târâseră și pe Israel, mâniind prin idolii lor pe Domnul Dumnezeului Israel. Celelalte fapte ale lui Ela și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Suntem la lecția biblică cu numărul 26, în intenția noastră de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu ce vorbește despre împărați. Despre împărații lui Israel, regatul de nord, și despre împărații lui Iuda, regatul de sud. Ne aducem aminte că regatul de sud a avut 19 împărați, dacă o numărăm și pe Atalia 20, și 8 din aceștia au fost buni și restul răi, în timp ce regatul de nord a avut 19 împărați și niciunul n-a fost bun. Biblia îi declară pe toți ca fiind răi. După ce am terminat împărații lui Iuda, regatul de sud, acum am început să studiem împărații regatului de nord, Israel. Și am vorbit despre Ieroboam, primul dintre ei, cel care a provocat revolta și profitând de greșeala lui Ieroboam a contribuit la ruperea împărăției. Evident că au existat aici și implicații ale păcatelor lui Solomon. Apoi a domnit fiul său Nadab, Ieroboam 22 de ani, Nadab 2 ani și în felul acesta a luat sfârșit prima dinastie, dinastia lui Ieroboam. Apoi a domnit Baeșa, el a domnit 24 de ani și fiul său Ela, despre care vom învăța în această seară, a domnit 2 ani și el a murit și atunci a luat sfârșit și a doua dinastie, dinastia lui Baeșa. Privind la Ela, fiul lui Baeșa,
Acceptăm faptul că privim la viața unui om, la istoria lui, la bune și rele, și scopul nostru este să avem o predică biografică, o predică care să prezinte viața lui, bunele și relele, să prezinte felul în care a trăit el înaintea Domnului, pentru ca să învățăm din viața acestui om. Ce spune Biblia despre el? Biblia nu spune niciun lucru pozitiv despre el. Primul lucru pe care Biblia îl spune despre el este că a fost un împărat bețiv și fără responsabilități. Biblia ne spune că în timp ce situația era instabilă în țară, existau probleme serioase. Împăratul merge la Tirța, unde avea o casă împărătească foarte mare și acolo chefuia cu apropiații lui, oameni de felul lui și de teapa lui și s-a îmbătat. Aceasta nu este o atitudine demnă pentru un împărat. Atunci când primești o poziție într-o țară, într-un grup de oameni, nu-ți poți permite să te comporți așa. Asta este o atitudine de om cu o minte slabă. El avea în spatele lui o națiune. Oameni care așteptau un nivel de viață înalt, așteptau pace și stabilitate în țară. Tatălui Baeșa a fost implicat tot timpul în război cu confrații lor din sud, cu Asa. Și a așteptat națiunea, partea de nord, regatul de nord, să vină împăratul acesta nou, fiul lui Baeșa, respectiv Ela, și să aducă stabilitate în țară, să lucreze la întărirea armatei, să dea de lucru oamenilor, să întărească cetățile. Numai că el are o casă frumoasă în Tirța, se întâlnește acolo cu mai mulți generali, are un administrator, Arța, care îngrija de casa aceasta, se duce acolo cu cei care erau echipa lui să conducă țara și chefuiesc. Ai impresia că este în al 10-lea an sau în al 20-lea an de când este împărat, a pus toate lucrurile la punct, a fortificat armata, cetățile, a crescut pe lângă el miniștri serioși și de caracter, țara este pusă la punct, oamenii o duc bine, este liniște în țară, nu-i amenință nimeni și acum își permite omul, pentru că sunt ani de muncă în spatele lui în care a pus totul la punct, își permite omul acum și să se relaxeze puțin. Dar de unde? El numai ce s-a urcat pe tron. Țara este foarte instabilă, oamenii sunt speriați, nimic nu funcționează și el se duce la Tirța și se îmbată. Se îmbată ca un om fără minte. Asta nu este atitudine de împărat, asta nu este atitudine responsabilă. Un împărat bețiv, unde poate să ducă o țară? Exact unde a dus-o el, nicăieri. Observați că Biblia ne spune că al doilea lucru care este caracteristic lui Ela este faptul că a fost un războinic slab și fără strategie. Întotdeauna un lider trebuie să aibă o strategie. Un tată trebuie să aibă o strategie pentru familia lui. Copiii nu înțeleg întotdeauna de ce tata procedează așa și nu altfel. Dar el în mintea lui, și pentru că nu-i din sticlă, nu se vede în mintea lui, el în mintea lui are un plan. El știe ce vrea să facă. El vrea să ducă familia lui undeva. Când este vorba de un lider, indiferent că e vorba de un lider care are în spate 5 oameni, 500 de oameni sau 5 milioane de oameni, omul acesta trebuie să aibă o strategie. Pentru că această strategie nu-i doar pentru el, ci este pentru oamenii care stau în spatele lui, care au încredere în el și care îl urmează. Oamenii aceștia nu fac complot, nu-l sapă. Oamenii aceștia nu-l vorbesc de rău. Oamenii aceștia stau în spatele lui. Și faptul că sunt în spatele lui arată că ei îl respectă, că au încredere în el. Ei speră ca el să aibă o strategie. Ei speră că el știe unde îi duce, că are un plan. Ela este un războinic slab și nu are nicio strategie. Este un bețiv notoriu și nu are nicio responsabilitate. Și în timp ce el chefuia și s-a îmbătat în casa aceasta din Tirța, a venit unul dintre cei doi generali pe care îi prezintă Biblia. El a avut doi generali, unul este Zimri și unul Omri. Și a venit unul dintre generali, Zimri, a uneltit împotriva lui și l-a ucis în casa lui, în timp ce era beat,
înconjurat de echipa lui cu care chefuia. Ce spune asta? Un împărat care n-are o gardă de corp, un împărat care s-a înconjurat cu niște oameni, care a promovat niște oameni fără caracter, niște oameni care și-au permis să-și ucidă șeful. Ce fel de șef a fost el dacă a promovat un general care uneltește împotriva lui, care îl sapă, care scoate sabia și care îl omoară? A fost un lider slab, n-a avut nicio strategie, nu s-a uitat după niște oameni care să-l ajute și pur și simplu i-a ales la întâmplare. Da, nu, da, nu, da. Ok, da, hai vină încoace. Și pentru că i-a ales la întâmplare, a ales niște oameni care l-au ucis după aproape 2 ani de domnie. Foarte probabil că el nu l-a ales pe Zimri imediat, ci a devenit împărat. Și foarte probabil că acesta ajunsese general de plus minus un an de zile. Și după un an de zile și-a omorât șeful. Ce fel de șef a fost aceasta de a promovat un general ca Zimri? Ce caracter a avut Zimri dacă și-a omorât șeful? Evident, n-a avut caracter. Dar ce fel de om a fost împăratul Ela de a promovat un general ca Zimri? Cum a fost împăratul, așa i-a fost și generalul. Imaginați-vă ce viață duceau cetățenii dacă aveau un împărat ca Ela și un general ca Zimri. Și aceștia conduceau țara. Omul acesta a fost un războinic slab. Biblia menționează că Zimri a uneltit împotriva lui. Asta presupune o perioadă de timp. Ce înseamnă asta? L-a vorbit de rău pentru ca să-i scadă reputația, să ridice semne de întrebare cu privire la competența lui și la caracterul lui, supușii să se uite la el cu neîncredere, să aibă suspiciune față de el, față de viitorul lui, și atunci pe fondul acestei slăbiri a încrederii a celor din echipă, pe fondul acestei uneltiri care a slăbit încrederea, a decimat echipa, a rupt unitatea, a creat suspiciune și semne de întrebare, a profitat de această mișcare și pur și simplu s-a dus la el în casă și l-a omorât pe loc. Un împărat care n-a știut să promoveze oameni cu care să lucreze, în care să aibă încredere, ci a promovat un ucigaș, un om fără caracter, care a uneltit împotriva lui și la sfârșitul acestei perioade de uneltire l-a omorât. Ce împărat slab! Nu l-a mustrat pentru că a uneltit, nu și-a dat seama că îl va omorâ, s-a îmbătat de ca și cum era înconjurat de o echipă formidabilă, de niște oameni care îi țin apărarea, îl respectă și pur și simplu a fost surprins beat în mijlocul chefului de generalul acesta care i-a vrut tronul, de omul ăsta fără caracter, pe care el, un om fără minte, l-a promovat, i-a dat putere și evident, oamenii de acolo nu l-au oprit pe Zimri să vină, că era generalul lui. L-au lăsat să intre, că era mâna lui dreaptă. Și mâna lui dreaptă, probabil tot cu mâna dreaptă, l-a înjunghiat. Un războinic slab și fără strategie. Un al treilea lucru pe care îl vedem în Scriptură despre Ela este că, pe lângă faptul că este un împărat bețiv și fără responsabilitate, un războinic slab și fără strategie, e un lider slab și fără caracter. Tatăl său, Baeșa, a atras mânia lui Dumnezeu prin faptul că a continuat păcatele de idolatrie pe care le-a inițiat și le-a promovat Ieroboam, primul împărat al regatului de nord, Israel. Atunci când Baeșa ajunge la tron, el trăiește în păcatele lui Ieroboam și a fiului său Nadab. Dumnezeu trimite un profet și am citit despre faptul că Iehu a venit cu mesaj de la Domnul. Și uitați ce îi spune. Îi spune din partea Domnului: eu te-am ridicat din țărână, vorbește Domnul către Baeșa, tatăl lui Ela, și te-am pus mai mare peste poporul meu Israel. Dar pentru că ai umblat în calea lui Ieroboam, în a cui cale trebuia să umble Ela? În căile Domnului. Ce înseamnă expresia căile Domnului? Adică în voia lui Dumnezeu și în împlinirea intereselor împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru că tu ai umblat în calea păcatului, în calea idolatriei, în calea lui Ieroboam și ai făcut poporul meu să păcătuiască pentru că ai legalizat păcatul și idolatria, poporul a fost atras în cursa aceasta a păcatului legalizat, ei pentru asta, spune Domnul,
m-ai mâniat. Și iată că te voi mătura. Ce expresie plastică! Te voi mătura ca pe un gunoi care nu ai valoare. Și casa ta o voi face ca și casa lui Ieroboam. Și cine va muri din casa ta în afara orașului, va fi mâncat de câini. Și cine va muri din casa ta pe câmp, va fi mâncat de păsările cerului. Și acum urmează fiul lui Baeșa. Baeșa nu se pocăiește de păcatul lui. Îi vorbește profetul, dar el nu înțelege nimic. Cuvintele de mustrare nu reușesc să treacă prin urechile lui închise. El s-a încuiat de Dumnezeu printr-o surzenie psihică. Aude, dar nu ascultă. A asculta implică actul voinței. A auzi implică funcția de a auzi. E involuntară. Adică dacă cineva vorbește lângă dumneata, chiar dacă nu vrei să-l auzi, chiar dacă nu vrei să-l asculți, îl auzi, că nu poți să-ți anulezi funcția de a auzi. Dar el, după ce a auzit, n-a ascultat. Și dacă n-a ascultat, el n-a ascultat nici fiul lui. Și observați că vine mânia lui Dumnezeu peste Baeșa și vine mânia lui Dumnezeu peste Ela, fiul lui. Pentru că el n-a învățat nimic, mă refer la Ela, din greșelile tatălui său. Și exact așa s-a întâmplat când Zimri a venit și l-a omorât pe Ela. Ela a știut că toate rudele lui Ela, Zimri a știut că toate rudele lui Ela, toți prietenii, toate neamurile, îl vor omorâ acum. Și ca să nu se întâmple asta, până să audă ei ce s-a întâmplat, el cu un grup mare de oameni cu care s-a organizat, a omorât pe toți cei ai lui Ela și Baeșa, adică dinastia cu numărul 2 din Israel. Biblia ne spune că și pe prietenii au omorât, ca să nu mai fie cineva să-l poată răzbuna pe Ela sau dinastia lui Baeșa. Și Zimri domnește doar 7 zile, pentru că și el culege ce a semănat. Este interesantă istoria acestui bărbat, se vorbește foarte puțin despre el, nu avem multe amănunte, dar suficiente să înțelegem că a fost un împărat bețiv și fără responsabilitate, un om războinic slab, un războinic slab și fără strategie și un lider slab și fără caracter. A avut 2 generali, mișei, vicleni, ucigași. S-au omorât unul pe altul. A format o echipă din oameni ca el, cu care se întâlnea ca să chefuiască. Nu se întâlnea să muncească. Frații mei, lecția aceasta a istoriei ne este suficientă să învățăm principiul ei. Întotdeauna un împărat se înconjoară de oameni ca el. Dacă el e bețiv, să știți că își va lua pe lângă el oameni bețivi. Pentru că nu poți să faci echipă decât cu oameni ca tine. Întotdeauna pe un împărat îl cunoști nu doar după stilul lui de viață, ci și după stilul de viață al oamenilor cu care se înconjoară. Niciodată un om de caracter nu stă în echipa unui împărat bețiv. Și niciodată un împărat bețiv nu stă în echipa unui om. Niciodată un om bețiv nu stă în echipa unui împărat de caracter. Ela a fost un om fără caracter, a fost un războinic slab, a fost un om fără strategie, a fost un împărat irresponsabil. Și oamenii pe care el i-a promovat, oamenii pe care i-a ales, generalii lui, senatul, guvernul, logofeții, administratorii, toți cei cărora le-a dat anumite responsabilități și autorități în stat, au fost oameni ca el. Și când unul dintre ei se ridică și complotează, nimeni nu zice nimic, că niciodată oamenii fără caracter nu vor zice ceva împotriva complotului. Ei se simt bine într-o atmosferă de complot. Omul acesta n-a știut că echipa pe care și-a ales-o, și-a format-o, și-a promovat-o, și-a întreținut-o, a fost spre pierzarea lui. Dacă se înconjura de oameni de caracter, oamenii aceștia de caracter l-ar fi sesizat când Zimri a complotat împotriva lui și l-ar fi apărat. Dar pentru că s-a înconjurat de bețivi, de oameni care ucid dacă e nevoie să pună mâna pe oportunitate, atunci, când a fost ucis, toți au zâmbit pentru că aveau portofoliile, aveau pozițiile, aveau privilegiile și nu era nicio problemă dacă împărat era Ela sau Zimri. Lecția istoriei este următoarea. Împrieteniți-vă cu oameni care au caracter.
ei vă vor spune când greșiți și vă vor da posibilitatea să vă îndreptați. Eliminați din anturajul dumneavoastră oameni care n-au caracter. Eliminați-i, pentru că ei vor aduce în viața dumneavoastră sămânță de păcat. Și mâine va încolți, va crește și vă va cuceri viața. Eliminați pe oameni care vorbesc prostii, care n-au minte, care n-au înțelepciune, care sunt flecari, disprețuitori, batjocoritori, pentru că vă vor distruge pe dumneavoastră și mai ales pe copiii dumneavoastră, care vor fi ușor de sedus, de manipulat. Puneți-vă copiii dumneavoastră lângă sfetnici înțelepți. În Grecia, în țara marelui Filip și mai ales a fiului său, Alexandru, s-a inventat paidagogosul, e un termen grecesc. Paidagogosul era mentorul copiilor romanilor. Romanii bogați luau mentori, numit paidagogos, oameni de cultură, oameni specialiști în gramatică, în matematică, în filozofie, în medicină, în retorică. Și copiii lor îi țineau pe lângă acești oameni de cultură ca să învețe cultură. Dacă ții copilul lângă un hoț, hoț va deveni. Dacă ții copilul lângă un om serios, va deveni un copil serios. Împingeți-vă copiii înspre oameni serioși, lângă oameni serioși, ca să se contamineze de la caracterul lor, de la calitățile lor, de la strategia lor. Puneți-vă copiii lângă cei mai buni oameni pe care îi cunoașteți. Cheltuiți-vă pentru asta, investiți în copiii dumneavoastră. Împingeți-vă soțiile lângă femei de caracter, lângă femei serioase. Dumneavoastră înșivă, înconjurați-vă de oameni care au un nume bun, oameni care se roagă, care citesc Evanghelia, care vorbesc frumos, care nu folosesc glume proaste, care nu se îmbracă în așa fel încât să li se vadă cea mai mare parte a corpului, rămânând goală. Fugiți de oamenii aceștia, că aduc destrăbălarea în viața și în casele dumneavoastră. Ela n-a făcut așa. N-a învățat nimic nici de la taică-so, nici de la dinastia lui Roboam. Și a murit după 2 ani de domnie, mâncat de câini și de păsările cerului. Ucis de omul pe care l-a promovat. De ce? Pentru că a promovat un om ca el. Fără caracter, fără respect și fără frică de Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem șansa să slujim pe cineva, fiind subordonatul cuiva, ucenicul cuiva, sau să fim slujiți de cineva, fiind mentorul cuiva, sau amândouă în același timp. Fiecare putem fi uciși de cineva, uneori ne e rușine de copiii noștri. Sau, în același timp, putem face cinste cuiva, adică părinților noștri. Avem în viață când poziția de copil și trebuie să ne cinstim părinții, când poziția de părinte sau bunic și trebuie să primim respectul celor pe care i-am crescut și am investit în ei. Însă, indiferent de vârstă și de poziția pe care o avem, întotdeauna să ne străduim, să fim oameni. Și să trăim înconjurați de oameni. Să fugim de cei care, deși umblă în două picioare, au comportamente care îi descalifică ca și oameni. Pentru că în felul acesta, noi, familia, copiii noștri, cei care vor ieși din noi, vor fi în siguranță și Domnul își va găsi plăcerea în noi. Mă rog lui Dumnezeu să învățăm din lecțiile biografice ale acestor oameni și să fugim întotdeauna de păcatele care i-au omorât pe ei. Și să imităm neprihănirea care i-a împins la crucea Domnului și la scaunul de îndurare a lui Dumnezeu. Încheiem slujba divină din această seară, frați și surori, printr-o rugăciune personală, în care fiecare dintre noi ne vom ruga călăuziți de Duhul. Ne ridicăm în picioare, ne smerim și ne rugăm Domnului cu voce tare, cu toții.